Salut prieteni și bine v-am găsit la un nou tutorial. De data asta vom încerca să rezolvăm niște probleme ale căștilor de gaming. Câțiva dintre voi mi-ați dat comentariul la căștile acestea de la Aqirys că se aude un bâzâit. Din câte am înțeles pe internet și din câte am citit și review-urile după Altex, unii oameni aud un bâzâit. Vedeți cum a scris și acest băiat că aude un bâzâit în două tonuri. Dar, după cum vedeți, bâzâitul nu este deranjant. Adică la unii nu se aude atât de tare, la alții se aude tare și non-stop, după cum scrie și băiatul acesta. Și haideți să încercăm să rezolvăm micile neajunsuri. Acest tutorial vă poate ajuta, dar să știți că dacă este defect de fabricație sau pe undeva este întrerupt firul, bâzâitul va rămâne în continuare și haideți să încercăm să vedem ce putem face. Bun, prima variantă ar fi să mergem la Sound, la Settings. Eu o să dau Disable la monitor deoarece îmi cam face figuri câteodată pe Windows 11. Am Windows 11 și îmi cam face figuri. Ar fi bine dacă aveți monitor conectat prin HDMI care are boxe și vi le recunoaște să-i dați Disable ca să nu mai fie nicio problemă. Și o să vedem căștile. Eu acum am conectat perechea Aqirys Sirius, dar nu contează, tot Aqirys este. Primul lucru ce ar trebui să-l faceți, mergeți la efecte și dați Disable All. Apply, bun, pe Advance. Vă uitați aici pe ce cum se numește, pe ce bitrate l-aveți setat și setați-l pe acesta, 16 bits, 48 de Hz. Da? Nu modificați nimic aici, le lăsați bifate și dați apply. După aceea mergeți pe efectele, după cum vedeți aici am efecte de la Windows, dați off. Deci nu trebuie să vă bage niciun efect de spațialitate, deoarece căștile sunt deja 7.1, au efectul lor, nu trebuie să mai facă nimica. Dați OK, apply și OK. Al doilea lucru ce îl putem face acum ar fi în felul următor. Deschidem aplicația Aqirys, da, vedeți cum este aplicația, nu are multe setări, dar nu contează asta. Și mergeți pe butonul acesta. Acum o să vi se deschidă mai multe presetări, după cum vedeți, Hi-Fi, Movie, Music și acesta e să-l faceți voi manual. Încercați să modificați, de exemplu mi se pare că era pe Music când l-am instalat și l-am dat eu pe Hi-Fi. Încercați să schimbați aceste moduri și să vedeți dacă se mai aude bâzâitul. E posibil ca pe una dintre ele să se audă și pe alta nu. Nu știu 100%, nu mi se aude pe niciuna mie, deci n-am probleme cu bâzâitul. Dar încercați și chestia asta, vă poate ajuta. Cea mai bună setare ar fi Hi-Fi, dar e posibil ca la unii să se audă bâzâitul, așa că puteți să mergeți pe Music, pe Movie sau să vă setați voi, dar bine, întâi trebuie să faceți setările astea și pe aceea să îl puneți. Eu o să las pe Hi-Fi. Bun, prieteni, acum o să vă spun în primul rând ce ați putea să faceți. Încercați un alt port USB, de preferat cel din placa de bază. Întotdeauna este mult mai recomandat să-l folosiți direct pe cel din placa de bază decât prin adaptoare sau chiar prin carcase, de ce nu? Încercați-l, vedeți dacă se mai aude bâzâitul. E posibil să nu se mai audă bâzâitul. Ce mai putem să facem după aceea? Mergem la Device Manager, da? Și aici trebuie să căutăm audio, da? Vedeți că mi-a găsit căștile respective. Am și microfonul, în fine, nu contează. Pardon, ăsta e microfonul, căștile, da? Mergem pe el și dăm Update Driver. Și să-mi caute el manual, să-mi facă update Windows-ul. În fine, nu am nevoie de update deoarece l-am la zi. Dacă nu vă dă update sau ceva de genul, puteți să dați să scaneze. Vedeți? El și-a scanat acum și dați din nou update. Sau dacă aveți update-ul direct al plăcii de bază, haideți să intrăm un pic pe 350 Aorus Elite, da? Mergem direct la producător, aceasta este placa mea de bază, voi sigur aveți altă placă de bază, dar vă arăt cum este la mine. La suport, ok, văd că s-a modificat un pic site-ul, sau n-am dat eu bine, nu, n-am dat eu bine. La suport, da, se încarcă un pic cam greu, găsiți aici drivere, Văd că are și pentru Windows 11, bun. Eu vă fac un exemplu acum, nu contează. Dați pe Windows-ul vostru și aveți audio, driverul. Vedeți, e destul de curând. Sigur este cel mai curând driver. Îl descărcați și îl instalați. Puteți să mergeți direct pe căști și să dați uninstall, da? Și să reinstalați driverul plăcii de bază. Vă poate ajuta chestia asta, să știți, mai ales dacă aveți un driver vechi sau dacă nu aveți driver și l-a luat Windows-ul, cum la Windows 10, 11 și le-au automat și n-ați mai făcut update sau s-a întâmplat ceva, da? Cel mai bine mergeți pe site-ul producătorului, pe placa de bază, descărcați driverul și îl instalați. Acest lucru vă poate ajuta. În cazul în care niciuna dintre variantele respective nu v-a ajutat, da? Apropo, la driver puteți faceți același lucru și la microfon dacă se aude un băzi pe fundal, dar acolo n-ar trebui să se audă, trebuie să setați din OBS. În fine, dacă nu v-a ajutat nicio variantă din aceasta, puteți să încercați să mișcați un pic din cablu. În partea aceasta poate să aibă o întrerupere sau chiar, nu știu dacă mi-arată, la mufă. Sau la mufă poate avea o întrerupere cablu. Totodată el poate avea întrerupere și aici. Aici sunt două fire. Puteți încerca să le mișcați ușor, nu le rupeți. În cazul în care se aude un bâzii deodată sau nu se mai aude nimica, e posibil să fie o întrerupere undeva pe fir. În rest, ce pot să spun, dacă nu vă funcționează în continuare, n-aveți decât să mergeți în garanție cu ele, au 24 de luni garanție, deci sigur sunt în garanție că abia au apărut, da? Și în principiu ar trebui să vă schimbe perechea cu una nouă. Căștile nu prea se repară de obicei. Guys, sper că v-am ajutat, eu nu am nicio problemă cu ele, n-aud niciun băzâit. Acum nu știu, am văzut că sunt care se plâng că aud un bâzâit, sunt care se plâng că l-aud foarte încet, deci am înțeles și după internet că mai sunt unii care l-aud foarte încet în fundal, dar nu este deranjant și dispare, adică e foarte, foarte încet. Și sunt alții care nu aud deloc. Eu nu aud deloc la ele, așa că nu știu ce să vă spun mai mult. Poate să fie și o problemă de la sursă. Sursele foarte proaste pot da interferențe de curent și din cauza asta să se audă și un bâzit. Ar fi de preferat dacă aveți un laptop, pe laptop e mai bine de testat, să testați căștile și să vedeți dacă se mai aude bâzitul respectiv. În rest, cam asta e tot. Din păcate, uite, vă arăt și aplicația din nou. Doar astea sunt setările, să dai volumul. Și pentru fiecare cască în parte puteți încerca să dați unlock și să modificați, da? Și după aceea să le duceți din nou sus, lăsați-o pe unlock și vedeți exact, măi, se aude mai bine acum, nu mai e bâzitul, că poate e ceva de la driverul lor și nu mai bâzie. Puteți încerca și chestia asta. Și aceste presetări. În rest, nimic nu mai are acest driver, nimic, nimic. Nu puteți să dezactivați RGB-ul, da? Deci nu aveți cum să-l dezactivați și... Da, din păcate parcă, ba da, microfonul se poate dezactiva, dar RGB-ul nu se poate dezactiva. Sper că v-a ajutat acest tutorial și ne vedem la următorul episod. Vă salut!